ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Adolescentul care și-a răpit sora a cerut de la părinți 3500 de euro, anunță poliția. El și prietenul său au fost reținuți. Blocul afectat de explozie va fi refăcut, anunță autoritățile, iar oamenii se vor întoarce la casele lor în 2 luni. Beculețele din pomul de Crăciun instalat de Hramul Capitalei au luminat în timpul concertului de aseară. Bradul a fost despodobit abia după miezul nopții, iar autoritățile spun că nu știu cum a apărut acolo. Fetița de 9 ani din capitală, despre care poliția a anunțat că a fost ținută 2 zile în captivitate, a fost răpită de fratele său. Oamenii legii spun că băiatul de 16 ani i-a trimis ulterior mamei sale un mesaj anonim în care i-a cerut 3500 de euro. El a acționat împreună cu un prieten de-al său și ambii au fost reținuți. Potrivit poliției, fratele fetei a pus totul la cale împreună cu un prieten de-al său. Băieții au convins copila să meargă cu ei, asigurând-o că nu este în pericol. Au închiriat un apartament în capitală și au dus-o acolo. Mai apoi, băiatul a expediat mamei sale 2 SMS-uri anonime în care o amenință și îi cere 3500 de euro în schimbul fetei. Acesta a solicitat ca banii să fie aduși într-o sacoșă și puși în scara unui bloc de locuit din sectorul Ciocana. La fața locului a mers un polițist care a pus banii și a pândit pe suspecți. În adiacentul locației indicate și-a făcut apariția primul, adică un infractor, anume la etajul 14 de la blocul Mirșel Bătrân 5/3. Acțiunile infractorului au durat undeva 40 minute. Infractorul a luat suma bănească și a vrut să se eschiveze de la fața locului, fiind reținut în adiacent de către angajații de poliție. Oamenii legii spun că au aflat mai târziu că fetița se afla cu al doilea suspect. În sectorul centru al capitalei, în adiacentul spitalului numărul 1, a fost reținut al doilea infractor, fiind salvată și fetița. Fetița se afla în stare fizică și morală normală, nefiind depistate careva leziuni sau careva pericol în privința fetei. O anchetă a fost imediat pornită în acest caz. Și vorba de fratele, copilul sau fetiță de 9 ani care a fost sechestrat, zic așa, este aplicată măsura preventivă, deci are statut de învinuit și este aplicată măsura preventivă sub formă de arest în privința celuilalt minor. La fel, este aplicată măsura preventivă sub formă de arest la domiciliu, acesta având calitatea de învinuit. Potrivit poliției, anterior, fratele fetei a mai avut probleme cu legea. El a plecat de acasă și nu mai locuia împreună cu părinții. Cei doi băieți riscă până la 13 ani de închisoare. Acuzat de viol, fostul polițist de frontieră, Gheorghe Petic, va sta 20 de zile după gratii. Judecătoria ungheni a decis să-l placeze în arest. Petic spune că tot dosarul este o minciună care i-a fost fabricată și că nu a violat pe nimeni. Nu a violat pe nimeni. Aici e vorba de un dosar politic. Toată șansa ca eu să ies la libertate este în a sensibiliza opinia publică, opinia internațională. Contrariu, eu o să fiu Brăguț 2. Asta a declarat înaintea ședinței de judecată fostul polițist de frontieră. Gheorghe Petic crede că vor mai apărea și alte învinuiri pe numele său și că toate ar fi răzbunări pentru faptul că acum câteva luni a denunțat contrabanda la granița Moldovei cu România. Astăzi am înțeles că mi s-au apărut încă 3 episoade a unor studenți pe care eu nici nu le-am învățat când eram cadru didactic. Ca să fie dosarul mai frumos, le-au anexat la ordonanța sau la învinuire. Astăzi, la judecătoria ungheni s-au adunat mai mulți susținători de-ai săi, care însă nu au fost lăsați să intre în sediul instituției. Vrem să intrăm în instituții publice de stat. Eu nu am venit la cineva în casă. Fostul procuror al municipiului Chișinău, Ivan Diacov, a scris într-o postare pe Facebook că în 35 de ani de activitate nu a întâlnit niciun caz în care victima să telefoneze la poliție peste 15 minute după ce a fost agresată sexual. Asta pentru că de regulă aceasta suferă un șoc puternic. Totodată, Diacov susține că doar după rezultatele expertizei biologice, care pot fi gata în aproximativ o lună, ofițerul de urmărire penală ar trebui să decidă dacă reține sau nu persoana bănuită. Gheorghe Petic a fost arestat săptămâna trecută la Ungheni după ce o femeie din localitate a sunat la poliție și s-a plâns că el ar fi violat-o. Oamenii legii au publicat înregistrarea apelului făcut la 112 de femeia care ar fi fost violată. Gheorghe Petic a ajuns în atenția opiniei publice după un live pe Facebook în care a vorbit despre contrabanda cu țigări de la frontieră. Acesta a fost audiat în iulie de Serviciul Protecției Interne al MAI, însă oamenii legii spun că el nu a adus și dovezi. Pe marginea acestui caz a fost deschis un dosar penal.
Drumuri bune pentru câteva zile în satul Pârjota din Rușcan. Asfaltul se ia cu mâna de pe o stradă proaspăt reparată în cadrul proiectului lansat cu trâmbițe de democrație. Este drumuri bune pentru Moldova. Drumuri bune pentru Moldova. Sat Pârjota, raionul Rășcani. Drum făcut în vară. Autorul filmulețului. Primarul democrat și el spune că problema e mai adâncă decât pare. Apele subterane ar măcina drumul, revenind cu detalii imediat. Blocul de la Rășcani distrus de explozie va fi restabilit, iar sinistrații se vor putea întoarce la casele lor. Autoritățile locale spun că în urma expertizei tehnice s-a stabilit că edificiul poate fi reconstruit. Lucrările vor începe mâine, iar primăria susține că vor fi gata în aproximativ 2 luni. Viceprimarul Nistor Grozavu spune că o echipă formată din 6 dintre cei mai buni experți din țară au examinat clădirea și au ajuns la concluzia că blocul poate fi restabilit. Clădirea poate fi restabilită și trebuie să fie restabilită. Au stabilit, s-a dat sarcina ca a doua zi să fie elaborate primele propuneri de consolidare, de restabilire. Mâine va începe montarea planșeilor la etajele distruse de explozie. Grozavu spune că în 6 săptămâni aceste lucrări vor fi gata, iar ulterior persoanele evacuate de la celelalte etaje se vor putea întoarce acasă. Lucrările în apartamentele distruse în urma deflagrației însă vor continua. Într-o lună și jumătate, 2 vor fi finalizate. Dar asta nu înseamnă că după această perioadă totul s-a finalizat. În aceste apartamente se mai face lucrări de consolidare, lucrări de finisare. De miercuri în scara blocului va funcționa ascensorul. Între timp se pregătește proiectul de reparație. Autoritățile spun că nu au estimat care este valoarea pagubelor. Executăm lucrările de amenajare pe scări. Deci oricum, dacă clădirea, trebuie să schimbăm ascensorul. Aceasta este un lucru care ne-l asumăm și trebuie să facem. Și plus, trebuie să facem amenajarea exterioară. Bine, amenajarea exterioară o lăsăm într-o parte ca să o facem în cadrul fazei, ultimei faze. Până acum, 23 de camioane încărcate cu dărâmături au fost evacuate din bloc. Autoritățile nu au reușit până acum să ne spună câți oameni au fost evacuați din bloc după explozia de pe 6 octombrie. Știu doar că 26 de persoane sunt în continuare cazate la fostul sanatoriu al Spitalului Feroviar, iar celelalte se adăpostesc la rude. 4 oameni au murit în urma deflagrației, un cuplu din Israel și o mamă împreună cu fiul ei de 4 ani. 8 oameni au fost răniți. Între timp, la fața locului, muncitorii continuă să lucreze ca să înlăture consecințele deflagrației. Colega noastră, Natalia Ghețu, se află acolo și vine cu detalii. Natalia, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi muncitorii lucrează de zor pentru a pune în funcțiune liftul în blocul căruia a avut loc deflagrația. Între timp, câțiva locatari de la etajul al 15-lea, apartamentele cărora au fost distruse, au urcat astăzi în locuințele lor pentru a-și lua lucrurile necesare. Oamenii ne-au comunicat că au rămas șocați de tot ceea ce au văzut, dat fiind faptul că mai toate bunurile pe care le-au adunat timp de o viață au fost distruse. Între timp, câțiva locatari de la primele etaje ne-au comunicat că nu vor să aștepte 2 luni până când blocul va fi reparat. Asta pentru că apartamentele lor nu au avut de suferit. Totodată astăzi, responsabilii de la primărie au anunțat că oamenii pot cere compensații în cazul în care apartamentele lor au avut de suferit și au fost distruse. Atât la acest subiect. La revedere! Natalia, îți mulțumesc! Concertul de Hramul Capitalei s-a încheiat aproape de miezul nopții. Oamenii au cântat cât i-au ținut puterile alături de Andrian Ursu și Conecter, iar când scena a bubuit sub ritmurile fraților Advahov și a răsunat piața de vocea Zinaidei Julea, lumea n-a mai putut sta locului și s-a prins în horă. Mulțimea a izbucnit în aplauze când pe scenă au urcat Adrian Ursu și interpretul din România Conecter. Cei doi au cântat piesa Mai fierbinte, lansată recent. Foarte frumos, plăcut. Adrian Ursu de mult ceva nou a scos. Super, 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 să mai cânte la noi că e super. Hore s-au dansat când Zinaida Julea și Igor Cuciuc au evoluat. Hai,
iar apoi atmosfera a fost încinsă de orchestra fraților Advahov și trupa Zdop și Zdup. Ne simțim foarte bine, vesele, frumos. Pe Connector, l-ați așteptat? Nu ne-am gândit. A fost foarte frumos. Îmi place că toată lumea serbează și un concert oarecare, e frumos, duios. Și toată lumea se distrează. În timp ce unii se distrau în piața Mare Adunări Naționale, alții făceau ture prin scoarul catedralei pentru a vedea decorațiunile. Brazii împodobiți la mijloc de octombrie i-au uimit pe mulți. Prea devreme cu decorațiile Crăciun la hramul orașului. S-au grăbit cu decorările astea, nu sunt de acord. Nu se prea să gândesc ei ce fac. Concertul s-a încheiat la miezul nopții. În acest an nu au fost lansate focuri de artificii la care autoritățile au renunțat, în semn de solidaritate față de victimele explozii din sectorul Râșcani. O moldoveancă de 52 de ani a fost transportată de urgență cu o ambulanță SMURD de la Iași la Chișinău. Femeia suferă de cancer și a solicitat ajutor pentru a fi transportată acasă, unde urmează să treacă toate investigațiile necesare. Un echipaj SMURD de la Bălți s-a deplasat cu ambulanța la Iași pentru a prelua femeia și a o aduce acasă. A fost transportată pacientul de la Iași spre Chișinău, pacientă gravă, dar stabil. Pe parcursul drumului, pacientul a fost monitorizată, complicații nu am avut. Aseară, femeia care suferă de cancer a ajuns la Chișinău, unde urmează să primească îngrijirile medicale necesare. De la începutul acestui an au fost efectuate 8 intervenții terestre transfrontaliere a echipajelor SMURD. Cu muzică de fanfară și mult fast, democrații au dat ieri start lucrărilor de construcție a Arenei Chișinău. Împreună cu câțiva miniștri, președintele Parlamentului a turnat primul ciment în fundația construcției. Proiectul lansat și promovat de liderul PD Vlad Plahotniuc, dar și de finul său Adrian Candu, ar urma să fie finalizat peste un an. 3, 2, 1, 0. Împreună cu directorul companiei care urmează să construiască arena, dar și cu miniștrii Monica Babuc și Kiril Gapurici, președintele Parlamentului Adrian Candu a dat start lucrărilor de construcție. Pe scena amenajată lângă teren a fost adus un buton care, odată apăsat, a dat drumul la primul cancioc de ciment în temelia construcției. Tot acolo a fost adus și un ceas care urmează să cronometreze timpul rămas până la finalizarea lucrărilor. Ceremonia a început cu muzica fanfarei prezidențiale. Cei prezenți la eveniment au fost delectați cu bucate alese, șampanie și vin. În timpul discursului său, Candu nu a ezitat să laude proiectul inițiat de partidul din care face parte. Deoarece este Arena Chișinău, deoarece este legat de numirea arenei de numele orașului nostru, care astăzi, pe 14 octombrie, sărbătorește ziua sa prin hramul orașului. Și credem că este și un simbol pentru oraș. Directorul companiei turce care va construi Arena Chișinău spune că de mai bine de 20 de ani colaborează cu țara noastră și că are implementate la noi mai multe proiecte. S-a laudat că a reușit să construiască o arenă similară în doar 11 luni în capitala Senegalului. This is a great country and yet deserves many, many other projects of this size and complexity. Ministrul Economiei Kiril Gaburici crede că arena va avea un impact economic asupra țării noastre. Am participat activ împreună cu echipa noastră la punerea fundamentului normativ acestui proiect și astăzi mă bucur că noi ne aflăm la punerea fundamentului propriu-zis. Pentru construcția Arenei Chișinău din bugetul de stat urmează să fie alocate 100 de milioane de lei. Studiul de fezabilitate realizat la comanda autorităților menționa că ridicarea edificiului va costa în total 43 de milioane de euro. Același studiu indică și faptul că investitorul își va recupera banii în minimum 10 ani. Arena Chișinău este ideea democraților și urmează să fie ridicată la Stăuceni. Potrivit lui Adrian Candu, clădirea arenei va ocupa o suprafață de cel mult 15 hectare, chiar dacă în acte terenul alocat este
de 5 ori mai mare. Complexul va fi construit de o companie din Turcia, aceasta fiind singura care a aplicat la concurs. Drumurile bune ale democraților sunt din nou puse sub semnul întrebării. Asfaltul așternut în această vară într-o localitate din raionul Râșcani se fărâmă sub picioarele localnicilor. Primarul satului Democrat și el devine pe apele subterane care ar măcina pietrișul. Este drumuri bune pentru Moldova. Drumuri bune pentru Moldova. Sat Pârjota, raionul Râșcani. Drum făcut în vară. Autorul filmulețului, reporter la site-ul Nord News, a filmat ieri imaginile care s-au răspândit pe internet. Probabil, adică nu a fost respectat tehnologia, deoarece nu s-a văzut material adeziv, de exemplu cum ar fi bitumul sau cum se execută lucrările tradiționale. Porțiunea de drum asfaltată în această vară în satul Pârjota are 800 de metri. Pentru reparația acesteia s-au cheltuit 1.200.000 de lei din bugetul de stat. Astăzi, drumul poate fi ușor dezmembrat cu mâna. Primarul localității dă vina pe apele subterane. Au fost luat analizele și analizele toate normale, tot bine. Ce se întrește e că acolo au avut niște izvoare. Dar ele tot timpul vreau că izvoresc. Din pricina aia s-au zis așa de asfaltă. Edilul comunei spune că a anunțat deja firma care s-a ocupat de lucrări și drumarea ar urma să vină să toarne asfalt din nou. Localnicii însă îl așteaptă mai degrabă pe Kiril Gaburici, ministrul economiei și infrastructurii, ca să vină să dea explicații. Așteptăm Kiril Gaburici să vină. Să măsoare cât asfalt. Ea, că așa e. O scenă similară s-a produs vara aceasta și în satul Varvareuca din Florești, acolo unde asfaltul părea să fi fost făcut din plastilină. Ia că uitați-vă cum se rupe. Nu? Tot asfalt. Aici e asfalt pentru vărvărieni. Proiectul democraților Drumuri Bune pentru Moldova prevede construcția 1200 de kilometri de drum în acest an în toată țara cu un buget de 1,6 miliarde de lei, bani alocați din bugetul de stat. De curând, partidul de la guvernare a promis că reparația va continua și în 2019, când ar urma să fie renovate 2600 de kilometri. Asta în condițiile în care în februarie vor avea loc alegeri parlamentare, iar membrii executivului se vor schimba. Cu ajutorul unui grant oferit de Uniunea Europeană, un tânăr din Combrat a reușit să-și pună pe roate o afacere de succes și a deschis o patiserie unde pregătește corn doguri. Și vă cladem sosiscu, formă, și dăjni păcriți sloiem testă. Здесь ничего сложного нет. И закрываем форму и ждем 4-5 минут для того, чтобы все это спеклось. Corndogul este un fel de hot dog, doar că ingredientul principal este făina de porumb din care este făcut aluatul. Mai multe despre afacerea delicioasă aflați în jurnal. Tânărul de 20 de ani rănit în accidentul cumplit produs în iulie la Leușeni, unde o căruță a fost lovită de o mașină, iar 4 oameni au murit, este dus dintr-un spital în altul. Băiatul are nevoie de o operație, dar medicii îl tot poartă de atunci pe drumuri. Nu are nici bani de tratament, este orfan, iar bunica, în grija căreia a crescut, este țintuită la pat. Andrei Cușmir are 20 de ani și locuiește în satul Leușeni. El a supraviețuit ca prin minune impactului devastator în urma căruia sora s-a murit. Tânărul nu vorbește, respiră printr-un tub artificial și abia pășește. Andrei are nevoie de operație la sistemul respirator. Băiatul a fost crescut de bunica sa, dar femeia este acum țintuită la pat, așa că ambii au ajuns în grija fratelui mai mare. Medicii ne poartă pe drumuri, ne duc și la Hâncești, la Chișinău, ne poartă pe drumuri. Nu avem bani să umblăm pe drumuri. Eu sunt unicul, n-am, adică mama este, dar numai pe foaie. Tata e decedat. Bunica Aglaia spune că a trăit cu gândul să-și vadă nepoții sănătoși, iar acum nu îi se mai usucă ochii de lacrimi. Pe Andrei l-am crescut de la vârsta de 8 luni. Cum am s-au plecat, greutăți au fost. În asta situație încă mi-e grea. De unde să iau ajutor? Că n-am ajutor de la nimeni. Că am avut o frate și așa l-au murit. Și eu a rămas singur cu nepoții. Ea spune că după accident s-au pomenit într-o situație grea, dar nimeni nu i-a întrebat cum o duc. Șoferul care s-ar face vinovat de accident sau rudele acestuia nu le-au propus ajutorul. Măcar să vii să recunoască
Măi, s-a făcut greșeala, s-a făcut greșeala, pe dânsii de-amănui mei întorși. Dar măcar să vie, că hai pe dâns, poate zic l-o închis, dar este tata, este frați, poate mai are. Responsabilii de la Spitalul Raional Hâncești susțin că Andrei a fost internat și a primit îngrijiri la diferite instituții medicale. Au refuzat să ne spună însă de ce a fost mutat de la un spital la altul fără să fie operat. A fost trimis la consultații la Spitalul Clinic Republican, unde a fost consultat de către profesorul Glădun, de unde a venit înapoi la Hâncești cu recomandații pentru tratament și supraveghere mai departe. Că bolnavul a fost externat din spital pentru supraveghere de către medicină. Puteți să ne spuneți de ce a fost transportat pe acest cerc la toate spitalele? Atât. Fratele lui Andrei susține că medicii de la Hâncești i-au scris îndreptare pentru intervenție chirurgicală la Spitalul Republican din Chișinău, dar cei de acolo au refuzat să-l opereze. Le-a dat îndreptare să ne ducem la Chișinău, spun urgent, trebuie să-i facem operație. Da, cât mai răbdă, cât mai bine. Ne-a zis la Chișinău, acolo la Chișinău ne-a zis că 6 luni de zile ne-am. Ne-a trimis acasă și când seara, la noaptea, la ora 3, i-a venit salvarea și o luat să sfoca. Serviciul de presă al Spitalului Republican a refuzat să ne răspundă imediat la întrebări. Ni s-a cerut să le trimitem în scris, pe e-mail, iar responsabilii au promis că vor reveni ulterior cu un răspuns. Accidentul în care Andrei a fost rănit s-a produs pe 18 iulie. O căruță în care se aflau 9 oameni a fost izbită de o mașină. 4 persoane, dintre care 3 copii și o femeie însărcinată, au murit, iar 5 au fost răniți. Șoferul de 35 de ani, aflat la volanul unui Volkswagen Charan, care a spulberat căruța, este din Ștefan Vodă. Acum el este în arest, în penitenciarul numărul 13, iar dosarul a ajuns pe masa procurorilor de la Hâncești, care spun că ancheta este pe ultima sută de metri. La moment sunt dispuse un șir de expertize. Se așteaptă finalizarea acestora și cauza penală urmează să fie expediată în judecată. Persoana învinuită de comiterea accidentului se află la moment în arest. Potrivit procurorilor, dacă se va dovedi că șoferul este vinovat, acesta riscă de la 6 până la 10 ani de închisoare. Pomul de Crăciun și decorațiunile de Revelion au fost instalate în centrul capitalei de hramul orașului fără permisiunea autorităților responsabili de la primărie. Susțin că nu au eliberat autorizație pentru asta. Eu vreau să înțeleg mai întâi ce a fost în capul lui când a venit neautorizat și a instalat bradul de hramul orașului. La întrebarea noastră dacă noi nu suntem acolo în permanență ca să-l ținem fiecare de mână, să vedem ce scoate din mașină sau din genți, noi nu suntem așa de mulți cât să-s ei. Și noi mergem pe respectarea cadrului legal și pe bunul simț. Codreanu spune că agentul economic va trebui să dea explicații pentru fapta sa, dar a declarat că nu știe cine este acesta. Primarul interimar le-a cerut responsabililor să verifice cu strictețe agenții economici care vor participa la sărbătorile desfășurate în centrul orașului. Sentința în cazul lui Teodor Țăranu, împușcat mortal acum câteva luni, va fi anunțată peste 2 zile. La ședința de judecată de astăzi, procurorii au cerut 13 ani de închisoare pentru Boris Babin, care potrivit lor și-ar fi recunoscut vina. Fiul analistului politic Anatol Țăranu, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit împușcat în iulie într-un apartament din sectorul Buiucani. Tot atunci, prietenul său, Boris Babin, a fost reținut, fiind învinuit că a tras de 3 ori în victimă. Mai multe troleibuze au stat blocate aproape o oră pe strada Ion Creangă din capitală din cauza unei defecțiuni la firele electrice. Oamenii au fost nevoiți să-și vadă de drum pe jos. Troleibuzele au rămas blocate în jurul orei 12:30 din cauza unui scurt circuit, așa că șoferii au fost nevoiți să tragă pe dreapta și să aștepte când se va da din nou curentul. Este честно, am сказать, минут 25 точно. Какой-то обрыв, что у нас произошёл, форс-мажор. Вот и все. Без электричества мы не можем поехать. Не нужно вам уже 10 минут, ну, сработал. Totuși, cei mai nemulțumiți au fost pasagerii care au fost nevoiți să coboare și să meargă pe jos. Această femeie este asistentă socială și ducea prânzul unor bătrâni. A fost nevoită să care mâncarea pe jos. Era foarte grăbită să nu întârzie, întrucât oamenii așteptau cu nerăbdare bucatele. Le duc la doi bătrâni, le duc de mâncare. Și tot să vin de la Creangă pe jos. Dar trebuie să le duc prânzurile acasă, nu? Mar, da, toate vin încărcate și de acum mă duc la oprire. Chiar e bătaie de cap foarte mare. Prea mult am de mers până la cămin. Prea mult lume și cu ciumodanul. Merge la Creangă de jos până sus la Flacăra, vă dați seama, nu e atât de ușor. Și cel mai important e că nici nu explică care e situația când o să pornească transportul. La fața locului a intervenit o echipă de muncitori.
urmare a unui scurt circuit a fost ars firul de contact și ca consecință a fost stopată circulația pe strada Creangă, direcția spre sectorul Buiucani. Circulația troleibuzelor a fost reluată peste aproximativ 45 de minute. Anișoara Login revine în câteva minute cu emisiunea O seară perfectă. Anișoara, bună ziua din nou! Bună ziua din nou, Tatiana! Continuăm să vorbim despre Chișinău în cea de-a doua parte a emisiunii. Vedem un amplu reportaj de la concertul de hram de aseară, pentru că reporterii noștri au fost în culisele acestui eveniment, așa că vom afla detalii noi. Însă de-o vine Adrian Ursu, cel care aseară împreună cu interpretul român Connector a urcat pe scena din piața Marea Dunării Naționale. Mai întâi s-au trecut pe la o nuntă, făcând astfel și o surpriză mirilor. Adrian ne va povesti mai multe despre cele două evenimente. Și tot astăzi vedem Chișinăul în alte ipostaze, prin ochii fotografului Petru Cleofos, care și-a propus să ne arate Chișinăul nu în straile sale de sărbătoare, ci așa cum îl vedem uneori zi de zi, trist și dur pe alocuri. Vă aștept la o seară perfectă! Anișoara, îți mulțumesc! Multă dorință, perseverență și un grant oferit de Uniunea Europeană. De asta a avut nevoie un tânăr din Comrat pentru a-și pune pe roate o afacere profitabilă. A deschis o cafenea unde pregătește corn doguri, mai exact crenvurștin aluat din făină de porumb. Și pentru că este o noutate, nu duce lipsă de clienți. Необходимо смазать маслом форму для того, чтобы тесто очень сильно не прилипалось. И заливаем сначала вот такое густое тесто должно быть. И вот так выкладываем в форму. С чего кладем сосиску в форму. И должны покрыть слоем теста. Здесь ничего сложного нет. И закрываем форму и ждем 4-5 минут для того, чтобы все это спеклось. Корндогул este un hot dog mai neobișnuit, iar ingredientul principal este făină de porumb din care este făcut aluatul, dar și crenvurștii delicioși. Ideea i-a venit lui Oleg Marin din Comrat, care pe lângă administrator este și bucătarul șef al patiseriei. Я своё дело начал полгода назад. Посетила такая мысль привнести нечто новое в наш сферу питания. Именно фастфуда, то есть все привыкли к хот-догу, хот-дог, хот-дог, а я решил сделать корн-дог. Начал работать и работает до сих пор. Тенарул spune că vrea să-și extindă afacerea, așa că planifică în următoarele luni să mai deschidă o patiserie în oraș. Для корн-дога необходимо, значит, в классическом варианте это сосиска и тесто. Тесто готовится на основе кукурузной муки. A găsit rețeta pe internet, după care a pus-o în aplicare. Recunoaște că a stricat mult aluat, dar și crenvurști, până i-a ieșit totul impecabil. Practicaval sam, взял себе оборудование и все ингредиенты из интернета. Первые два дня, наверное, штук 50, там, где прилипает, где сжигается. На самом деле, очень много нервов было. Татьяна, care este angajată la patiserie, spune că mai toți clienții o întreabă cum se pregătește corndogul. Ea le explică, însă după ce îl gustă, oamenii rămân uimiți de gustul specific al acestuia. Corndog пользуется спросом, там, чай, кофе вместе с ним, конечно. Объясняю, что готовится под специальным оборудованием. И им от того, что интересно, они заказывают. Но люди не жалеют то, что они его заказывают. Людям нравится. Acest bărbat a intrat pentru prima oară să guste un corn dog. I-a plăcut combinația dintre crenvurști și făină de porumb. Я первый раз попробовал. Очень вкусная сосиска. Сосиска тесте. На вкус, да, ну, немножко необычная, конечно. Сама форма. Она как мороженое. Pentru că prețul este accesibil, este comod de mâncat și e pur și simplu delicios, tânărul nu duce lipsă de clienți. Я заказывала обычный корндог. Вкусный. Чувствуется кукурузный. Хот-дог очень вкусный. Чувствуется то, что он кукурузный. Он очень хрустящий. Punerea pe roata afacerii a fost posibilă datorită unui grant de 3.000 de euro oferit de către Uniunea Europeană. Cu ajutorul acestor bani, tânărul și-a cumpărat utilajul de care avea nevoie, a mai investit din propriul buzunar 1.500 de euro, iar acum se bucură de succes în orașul său natal. La vârsta de 8 ani, Cristiano Ronaldo Junior a făcut praf stereotipul conform căruia copiii fotbaliștilor celebri nu devin mari jucători. Fiul starului echipei Juventus a reușit o dublă de senzație pentru formația de copii a torineților. Hey,
tatăl său a postat clipul pe rețelele de socializare și acesta a adunat deja peste 16 milioane de vizualizări. Cristiano Ronaldo a spus de mai multe ori că fiul său vrea nu doar să-i atingă, ci să-i depășească rezultatele. Legendarul fotbalist are 4 copii, 2 dintre care născuți de mame surogat. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!